Acum am să le rog să-și rostească gândurile pe președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni, pe scriitorul și profesorul Mihai Stan. Nu vorbesc despre litere, a vorbit foarte bine directorul revistei, Tudor Cristea. Nu vorbesc despre Societatea Scriitorilor Târgovișteni, sunt lucruri arhicunoscute. Vă mărturisesc că astăzi eram obligat să fiu la Universitate, academicianul Eugen Simion a ținut neapărat să se întâlnească cu SST-ul, pentru noi asta e un lucru deosebit, și am ales totuși Puceasa. Este bine când la conducerea orașului se află un om care știe că dezvoltarea completă, mai ales a tinerilor, nu înseamnă numai partea materială, ci și cea spirituală. Am colaborat cu primarul vostru când a finanțat o carte a lui Mircea Bădoiu, Scriitorii din Pucioasa, un lucru deosebit, pentru că e bine ca voi să vă cunoașteți pe lângă scriitorii din manual și pe cei din care trăiesc alături de voi. Festivalul acesta e un eveniment pentru localitatea dumneavoastră și, așa cum spunea și cu dreptate Tudor Cristea, și pentru alte orașe. Este o realizare cu totul deosebită că foști concurenți la acest festival au acum volume, cărți proprii și sunt scriitori. Iată, țelul festivalului se atinge. Dar v-aș ruga și pe directoarea clubului sau ce sunteți la centru, așa, să organizați cum facem noi la Târgoviște de aproape 3 ani, în fiecare a treia joi din lună, lecturi publice. Vin oamenii maturi, nu îi aducem cu forța. Pot veni copiii de la cenaclurile literare și scriitorii autohtoni. Eu mă angajez în calitatea mea de președinte al SST să rog dintre scriitorii noștri să fie prezenți, astfel încât legătura aceasta cu adevărata literatură să fie concretă. Mâine doi poeți, Ion Iancu Vale și o poetă din București, Vilia Banța, și domnul din Pucioasa, vor citi din scrierile domniilor lor. E bine să vă întâlniți cu scriitori contemporani. Într-un an la bacalaureat li s-a cerut elevilor să dea exemple de scriitori contemporani și unii au dat numele lui Eminescu. Domnul Stan uită că a mai avut o colaborare cu noi când am scos în 2009 o antologie a creațiilor elevilor orașului Pucioasa. Deci am mai avut și o altă colaborare și deci eu zic că din moment ce aceste două colaborări au fost benefice tuturor, o să continue. Acum, pentru că l-am prins aici pe domnul primar, am să deconspir o discuție pe care am avut-o cu doamna Sorina Stan zilele trecute, aceea de a reface sau de a tipări un nou volum cu lucrări ale elevilor talentați din orașul nostru. Iar pentru acest lucru, dumnei m-a asigurat de tot sprijinul. Haideți să o aplaudăm. Deci sunt oameni în oraș care vor să facă, au idei și oferă sprijinul lucrurilor frumoase care se întâmplă la noi în localitate. Cât despre acele întâlniri, chiar vă rugăm, noi avem la nivelul orașului Pucioasa un cenaclu, Luceafărul de Pucioasa, pe care l-am inițiat și înființat cu domnul Coandă acum câțiva, nu mai bine, nu 100 de ani, domnul director. Da, deci foarte bine, noi avem la nivelul orașului un cenaclu literar și chiar suntem dorniși ca în cadrul acelui cenaclu să avem sprijinul dumneavoastră. Nu separat, dar să colaborăm.
acel cenaclu al nostru în colaborare cu... Noi facem lecturile publice la Târgoviște, atenție, nu pentru noi, scriitorii maturi, ci pentru elevii de la liceele din Târgoviște, Liceul Ienăchiță Văcărescu, Colegiul Național și Colegiul Național Carabela. Vin niște tineri care citesc din creațiile lor poezie, proză, încât noi, SST-ul, ne-am simțit obligați ca pe 15 iunie, la închiderea anului școlar, să prezentăm, finanțată de noi, din puținii noștri bani, o plachetă cu versurile acestor copii. Deci scopul ăsta e atragerea tinerilor cu... Că văd că sunt destui care vor să participe și la festival. La Colegiul Național Titulescu, știu că sub coordonarea doamnei profesor Iuliana Ancuța este un club de lectură, exact. Și sunt convinsă, noi am colaborat, colaborăm foarte bine și sunt convinsă că vor ieși lucruri frumoase din această întâlnire de astăzi și din întâlnirile noastre următoare. Așa cum spunea domnul Tudor Cristea, mă bucur că deja a devenit obișnuitul activităților noastre culturale. Avem copii talentați nu numai în arta scrisului, ci și în arta dansului, să zic, arta interpretativă. Drept pentru care avem o surpriză pentru dumneavoastră astăzi. Avem copii talentați care vor deschide acest mic program artistic. Este vorba de un grup foarte, foarte talentat.
la oameni? Dumnezeu mi-a răspuns: faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească, iar apoi tânjesc chiar să fie copii, că își pierd sănătatea pentru a face bani, iar apoi își pierd banii pentru a-și recăpăta sănătatea. Faptul că se gândesc cu teamă la viitor și uită prezentul, iar astfel nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul. Că trăiesc ca și cum nu ar fi murit niciodată și mor ca și cum nu ar fi trăit. Dumnezeu m-a luat de mână și am stat tăcut un timp. Apoi am întrebat: ca părinte, care ar fi câteva dintre lecțiile de viață pe care ai vrea să le învețe copiii tăi? Să învețe că durează doar câteva secunde să deschidă rând profunde în inima celor pe care îi iubesc și că durează mai mulți ani pentru ca acestea să se vindece. Să învețe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Să învețe că pur și simplu există oameni care iubesc, dar pur și simplu nu știu să-și exprime sentimentele. Să învețe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Să învețe că există oameni care iubesc. Și să învețe că există oameni care iubesc și că poți să se uite la același lucru. Mulțumesc pentru timpul acordat. Am zis umil. Ar mai fi ceva ce ai vrea ca oamenii să știe? Dumnezeu m-a privit zâmbind și a spus: doar faptul că sunt aici, întotdeauna. Prin peste
Dumneavoastră poate nu știți, dar până în 90, în Târgoviște, în județul Dâmbovița, nu exista nicio editură. Și de aceea ne-am învrednicit să edităm cărți ale târgoviștenilor. Una dintre colecțiile noastre cu care ne mândrim, să zic așa, este intitulată Cărți fundamentale ale culturii târgoviștene. Iată, avem aici câteva. O enciclopedie a orașului Târgoviște. O istorie a Târgoviștei, o lucrare de referință autor George Coandă, o istorie a fotbalului târgoviștean pentru mai tinerii noștri colegi, autor Nicolae Alexandru Boriga și Gabriel Boriga, o istorie a presei militare, autorul este colonelul în rezervă, nu? Viitorul general Dan Gânju, o istorie a societății scriitorilor târgovișteni despre care s-a vorbit în sală, dacă ați urmărit cu atenție, și mai multe cărți. Și recent George Toma Veseliu, domnul acesta de lângă mine, încruntat, cu o carte intitulată Continuatorii școlii literare și artistice de la Târgoviște. Vorbirea, să zicem așa, despre școala de la Târgoviște a început-o academicianul Mihai Cimpoi cu o carte intitulată Anatomia ființei, școala literară și artistică de la Târgoviște. Urmează volumul al doilea, care se va numi tot Anatomia ființei, numai că continuarea titlului este Promoția de azi a școlii literare și artistice de la Târgoviște, ceea ce a numit domnul George Toma Veseliu Continuatorii școlii literare și artistice de la Târgoviște. Eu, ca editor, fac o primă selecție, a zice, critică, în sensul că nu publicăm orice. Foarte greu se ajunge la editura Biblioteca. Mă obligă, știu eu, o selecție în ceea ce privește poezia, faptul că la editura Biblioteca au apărut poeți de mare înălțime. Este suficient să amintesc numele lui Mircea Horia Simionescu, dar și alții poeți târgovișteni și nu numai târgovișteni, iată Vilia Banța e bucureșteancă, din care sunt aici unii. Domnul Corimbianu, domnul Veseliu, domnul George Coandă, Tudor Cristea, Dan Gânju și Ion Iancu Vale, George Pite, și să nu uităm pe poetul George, poetul Florea Turiac. Dar e și Tudor Cristea. N-ai fost atent ca întotdeauna. Să vii data viitoare, vii cu părinții. Și el are obiceiul ăsta, dacă vorbește cineva, trebuie să completeze el. Avea să-ți plătească o poliță, știi? Așa. Și despre ce este vorba aici, în cartea aceasta? Păi sunt aproape 80 de scriitori, fără să-i numărăm pe prietenii domnului care sunt aici, unii dintre ei nefiind continuatori ai școlii de la Târgoviște, dar mă rog. Dar sunt, într-adevăr, scriitori și prozatori și poeți și critici care dovedesc în scrierile lor afinități cel puțin cu școala de la Târgoviște. Cred că cel mai onest ar fi să-l las pe autor să discute despre cartea sa, după care
cei de față, dacă doresc, pot să-l completeze. Într-adevăr, pentru o carte scrisă în 10 ani, 9 ani răspândită prin publicațiile târgoviștene, cu precădere în litere și mai ales în impact cultural literar, dar și în sertar, unele lucruri care se pretează. Este o carte care, trebuie să vă spun, exprimă dragostea mea, sentimentul meu că această grupare literară are o continuitate de secole și că punctul ei maxim l-a atins școala de prozatori reprezentată de MHS Mircea Horia Simionescu, de Radu Petrescu și Costache Olăreanu și cei afiliați după aceea, Petru Creția, unii îl adaugă pe Alexandru George, Alexandru George în sfârșit și Țopa, da. Dar nucleul este ăsta din trei. Și ideea de continuitate într-adevăr este teoretizată de academicianul Mihai Cimpoi la un nivel academic. Ea a fost în metodologia mea de a cerceta obiectul, produsul literar. N-am gândit această carte că va exista ca atare, sincer să vă spun. Ea este, de fapt, meritul prietenului meu, Mihai Stan, care mi-a spus, pleacă cu monografia aia ta cu Gura Ogniței și te ocup special de această carte. Mi-a dat o rubrică în revista Litere pe care a intitulat-o chiar Continuatorii Școlii Literare Artistice de la Târgoviște și eu atunci am, într-un an de zile la calculator, am reorganizat și am scris și am mai rescris și am încercat să-i dau o coerență acestui fenomen. Unii cred că am greșit fundamental scriind a la lung, așa, într-o totală uitare de sine despre prieteni, iar despre alții n-am scris mai deloc sau deloc. Da, au dreptate. Sincer să vă spun, nu m-am gândit la acest lucru, pentru că, de fapt, eu nici nu cred în criteriul ăsta cu a scrie lung mult despre unul care are valoare. Poți să spui în 10 rânduri că are valoare și cu asta basta, fără să bați câmpii. Eu am bătut câmpii, într-adevăr, sublim, așa, și cu această ocazie lectorilor mei le cer iertare. Dar trebuie să fiu înțeles că în acest univers în care ei alcătuit grație, să-l luăm așa cronologic, George Coandă, Victor Petrescu, George Toma Veseliu, care face parte tot în grupare așa, până vin ei de la Găiești și cu forțe foarte puternice și cu tradiții și așa mai departe, am zis că am o obligație morală să fac publică existența grupului SST. Criticați-mă, faceți ce vreți, dar vă rog un singur lucru, să luați act că noi existăm. Vă mulțumesc!